Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Brazii de Crăciun aruncați la containere sunt transformați în îngrășământ. Pomii care au împodobit locuințele sunt lăsați acum care pe unde. După ce vor fi ridicați, firma de salubritate din orașul nostru le dă o utilitate. Materialul vegetal se transformă în compozit, adică un îngrășământ natural. Conducerea unității mai are un proiect pentru Făgărășeni, deschiderea unui punct de colectare a materialelor reciclabile. Preotul paroh de la Cincu, Butum Florin Adrian, este trimis în judecată de procurorii DNA Brașov, la fel și parohia Bisericii Ortodoxe Cincu, în calitate de persoană juridică. Acuzațiile sunt că s-au încasat sume de bani de la APIA pentru suprafețe de teren declarate a fi ale parohiei, dar în realitate aparțin poligonului militar de la Cincu. Cercetate sunt încă două persoane pentru complicitate. Angajații din primăria Făgăraș au sarcini clare pentru acest an. Edilul șef al orașului spune că fiecare persoană trebuie să lucreze serios pentru atragerea de proiecte comunitare și asta în toate domeniile. Pentru dezvoltarea orașului, ținta este de a trimite și câștiga cât mai multe proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile. Seara literar-artistică este ceea ce pregătește Casa de Cultură pentru făgărășenii care iubesc opera eminesciană. Evenimentul ce marchează și Ziua Culturii Naționale are loc în 15 ianuarie în Sala Mică, de la ora 17. Timp de câteva zile ne-am bucurat de cadourile de sub pomul de Crăciun, dar acum au trecut sărbătorile și a venit vremea să scăpăm de ei. În locurile unde se colectează gunoiul au început să apară rând pe rând câte un brad. Se pare totuși că unii dintre făgărășeni nu se îndură să-i arunce încă. Alții îi lasă în fața blocului, lângă container sau chiar pe trotuar, dar reprezentanții firmei de salubritate ne asigură că nimic nu se pierde. Mii de pomi vor fi tocați și apoi folosiți mai apoi pe post de îngrășământ. O să-i tocăm și să-i depozităm pe o platformă betonată ca să putem să-i transformăm în compost. Lucrăm la un proiect și sperăm ca toate vegetalele respective să ajungă să se transforme prin mod aerob în compost, respectiv în deșeu inert sau în pământ, efectiv în îngrășământ. Mașinile firmei de salubritate au lucrat non-stop în perioada sărbătorilor. Asta pentru că făgărășenii au aruncat mai multe deșeuri menajere ca de obicei, în special ambalaje de carton, peturi, dar și produse alimentare pe care nu le-au mai consumat. Am avut și puțin noroc pentru că a ținut vremea și cu noi, să spunem așa, și n-am avut zăpadă, drept pentru care personalul l-am direcționat către partea de salubritate. Atât pentru partea de salubritate ce ține de domeniu public, respectiv măturat, stradal și colectarea deșeurilor municipale, cât și pentru partea de igienizare, să zic, pe partea de colectare a deșeurilor menajere din toate locațiile, toate platformele. Da, programul este non-stop, într-adevăr, suntem ca la restaurante unde personalul lucrează și în momentul când alții se distrează, la fel și la noi, s-a lucrat non-stop. De la 1 ianuarie vom plăti pentru un metru cub de gunoi 8 lei și 50 de bani, iar firmele 100 de lei. Asta pentru că serviciile s-au scumpit cu 19% ca urmare a creșterilor de preț la combustibil. În acest an, firma de salubritate intenționează să deschidă un centru de colectare deșeuri, altele decât menajere. Suntem la începutul anului, planurile le avem doar așa în gând. Să zic, vrem să facem un centru de colectare unde oamenii pot să aducă deșeurile care nu sunt considerate a fi deșeuri menajere, să le aduc aici, să vedem și o parte de, cum să zic, un discount la facturile de gunoi pentru cei care o să aducă deșeuri reciclabile. Avem ceva proiecte în acest sens și, bineînțeles, să fim cu toate cantitățile de deșeuri depozitate la Brașov, să ne organizăm, să putem să mai achiziționăm câteva utilaje care ne sunt necesare și să mergem mai departe, să ne dezvoltăm.
Firma de salubritate din Făgăraș deține mai multe utilaje cu care acționează atât pentru colectarea și transportul gunoiului menajer sau vegetal, cât și pentru transportul la groapa de gunoi din Brașov. Este însă nevoie, mai spune conducerea de la salubritate, de achiziționarea unora noi. Preotul paroh al parohiei Cincu din cadrul Bisericii Ortodoxe Române a fost trimis în judecată de procurorii DNA Brașov după ce el și parohia Cincu ar fi obținut ilegal peste 100.000 de lei de la APIA pentru un teren aflat în realitate în poligonul militar de la Cincu. Preotul paroh a fost deferit justiției pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete. A fost trimisă în judecată și parohia Cincu, persoană juridică, pentru săvârșirea acelorași infracțiuni. Alți doi inculpați, Ioan Mămăligă, inspector de cadastru și urbanism din cadrul primăriei Cincu, și Gheorghe Tișcă, au fost trimiși în judecată în acest dosar pentru complicitate la infracțiunile menționate. Prejudiciul se ridică la suma de 106.546,4 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov. Rechizitorul formulat de procurori se arată că în perioada 2011-2017, inculpatul Butum Florin Adrian, preot paroh al parohiei Cincu din județul Brașov, a pretins că parohia sa deține și utilizează o suprafață de teren de 11,51 hectare, care se afla în realitate în incinta poligonului militar Cincu. În perioada 2013-2017, alături de această suprafață, inculpatul a adăugat și suprafața de teren de 9,33 de hectare, situată în același poligon militar, cu privire la care a declarat că o deține și utilizează. În plus, a pretins că el ar deține și oi, cu care s-a obligat să pășuneze suprafețele de teren respective. Pentru ambele suprafețe și pentru pretinsa activitate de pășunat, în perioada de referință, inculpații Butum Florin Adrian și parohia Cincu au obținut în mod nelegal sprijin financiar de la APIA, centrele locale Voila sau Făgăraș, în valoare de 126.267 lei. În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus instituirea măsurilor asiguratorii asupra unor sume de bani, bunuri mobile și imobile, ce aparțin suspecților. Fiecare angajat din primăria Făgăraș trebuie să ducă la capăt cu succes în anul 2018 câte un proiect comunitar. Este declarația primarului Gheorghe Sucaciu, care le dă un test serios celor care lucrează în administrația publică locală. Primarul a făcut aceste declarații ieri, după ședința extraordinară de plen, care a vizat utilizarea banilor rezultați din excedentul bugetar pe anul trecut. Avem posibilitatea și oportunitatea să depunem foarte multe proiecte de dezvoltare în municipiul Făgăraș pe finanțări neramursabile. Deja de la începutul anului ne-am întâlnit și aproape fiecare om din primărie are câte un proiect de dus de la contractarea proiectantului până la implementarea proiectului. Cred că este cei 4 ani de mandat un an ca determinant pentru acest mandat al meu ca primar și pentru dezvoltarea Făgărașului. Anul 2018, mai ales că este anul centenarul Marii Uniri, va fi un an foarte greu din punct de vedere al muncii, dar cred că foarte fructuos din punct de vedere al dezvoltării și al finanțărilor. În interviul acordat ieri presei, edilul șef spune că are proiecte ce vizează toate domeniile: infrastructură rutieră, educație, sănătate, multe dintre acestea care au demarat încă din anul 2017. Intenționează să depună multe proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea orașului. Toate proiectele sunt importante dacă reușim să le punem toate, cum fac eu așa, pe o hartă, ca să dezvoltăm concomitent tot orașul. Și un proiect de dezvoltare a infrastructurii este foarte important și un proiect de dezvoltare a infrastructurii medicale sanitare este foarte important și un proiect de dezvoltare al infrastructurii educaționale este foarte important. Aceste proiecte implementate aproape în același timp și implementate toate dezvoltă municipiul Făgăraș implicit și țara Făgărașului și va dezvolta din punct de vedere economic și Făgărașul și țara Făgărașului. Cum a fost în anul 2017 munca la primărie?
A fost un an unde am reușit să ne organizăm din punct de vedere al conceptului pe care vreau să-l implementez în Făgăraș, un an în care au înțeles foarte mulți oameni care e transformarea Făgărașului din punct de vedere și al gândirii și al mentalității, nu numai din punct de vedere al dezvoltării unui proiect, iar anul acesta am văzut o schimbare radicală, și anume schimbarea radicală în mentalitatea oamenilor de a construi împreună o dezvoltare economică a infrastructurii a Făgărașului. Primarul Gheorghe Sucaciu mai spune că, în opinia sa, cea mai mare miză pentru ca Făgărașul să se dezvolte este obținerea finanțărilor pe proiectele de dezvoltare comunitară în orice domeniu. Asta pentru că există oportunități care, din păcate, nu s-au fructificat până acum, pentru că se știe că și la nivel național rata absorției fondurilor europene este una scăzută, în condițiile în care sunt mulți bani pentru atragerea de investiții. Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în 15 ianuarie, data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu, va fi marcată și la Făgăraș. Astfel, în seara zilei de 15 ianuarie, de la ora 17, în sala mică a Casei Municipale de Cultură, făgărășenii sunt invitați la o seară literar-artistică. La eveniment își dau concursul trupa de teatru Talia și copiii de la cercul de pian al Casei de Cultură. Invitați speciali, Syrinx Kids Music. Intrarea este liberă. Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 la Ipotești și a murit în 15 iunie 1889. Sunt 168 de ani de la nașterea sa și 129 de la trecerea în neființă a luceafărului poeziei românești, care a murit prematur la vârsta de doar 39 de ani.